Aflat la cea de-a 17-a ediție, Festivalul de Colinde Florile Dalbe de la Comănești a înregistrat un număr record de participanți. Se pare că anii de pandemie nu i-au făcut pe artiști să fie mai rezervați, ci dimpotrivă, dornici să urce pe scenă și să colinde. Anii de pandemie nu au făcut să scadă numărul participanților la Festivalul de Colinde Florile Dalbe, aflat la 17-a ediție, și văd că deja de-abia așteaptă să intre, să urce pe scenă și să arate ce colinde au pregătit. Bună ziua, da, sunt și eu încântată că reușim anul ăsta să participăm fără toate restricțiile impuse de pandemie. Sigur, sunt dornici toți comuneștenii să participe la astfel de evenimente. Anul acesta vom bucura, în oraș se vor desfășura și datele și obiceiuri în ajun de anul nou cu un festival mult așteptat. Da, și renumit deja internațional. Tradițiile și obiceiurile de pe Valea Trotușului sunt din ce în ce mai cunoscute în întreaga lume. Ne mândrim cu comuneștenii care duc mai departe tradițiile noastre și în fiecare an se implică, se organizează și sunt modele pentru toți cei care păstrează datele și obiceiurile din regiunile țării noastre. Un mesaj, dacă e, pentru cei care ne urmăresc, pentru că se apropie Crăciunul, se apropie Anul Nou, un mesaj așa ca de sărbătoare. Sigur, în prag de sărbători urez tuturor să se regăsească cu cei dragi la masă cu gândul bun și zâmbetul pe buze și să-l ducă mai departe noul an și să rămână implicați și dornici de a aduce cât mai multă schimbare în bine în jurul lor. Este foarte important să reușim să facem asta împreună, pentru că nu putem de unii singuri, fiecare are rolul lui. Un an nou cu bucurii, sărbători fericite și la mulți ani! După 2 ani de pandemie, iată că Festivalul de Colinde Florile Dalbe, aflat la ediția 17-a, revine în forță! Da, mulțumim, bună ziua! Da, se pare că după 2 ani de pandemie, în care festivalul, chiar dacă s-a desfășurat într-un cadru mai restrâns, dar am reușit totuși să ținem tradiția aproape, iată că ne bucurăm în acest an de o organizare exact cum ar trebui să fie în fiecare an. Ne bucurăm tare mult că am reușit să aducem acest festival de colinde într-un cadru interior, chiar aici la centru de agrement. E un mediu mult mai plăcut pentru colindători și chiar ne bucurăm că după această pauză chiar au crescut numărul de participanți la acest festival. Mi-ați anticipat următoarea întrebare, vreau să vă întreb dacă a scăzut numărul sau s-a menținut numărul participanților la festival în comparație cu anii buni ai festivalului. Deci, așa cum v-am spus, în condițiile în care organizăm festivalul aici la centru de agrement, au început să vină tot mai mulți participanți, chiar de pe toată Valea Trotușului, de școli și tot felul de grupuri care vor să ne încânte și să ducă tradiția mai departe în fiecare an. Se apropie salba de evenimente dedicate, să zicem, nașterii lui Iisus Hristos, Anul Nou și așa mai departe. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, pentru că așteptăm așa cu emoție nașterea Domnului, Anul Nou, și avem așa multe evenimente pe ultima 100 de metri. Da, eu le transmit atât comăneștenilor cât și tuturor participanților la acest festival sărbători fericite, bucurii și multă liniște sufletească. La mulți ani! Iată că tradiția de a colinda în ajun de Crăciun merge mai departe. La Comănești suntem la Florile Dalbe, ediția a 17-a. După 2 ani de absență, se pare că încă păstrăm tradiția și tinerii abia așteaptă să urce pe scenă. Da, este o mare bucurie faptul că după 2 ani de pandemie am reușit să ne întâlnim din nou și să păstrăm datele acestea frumoase și, în primul rând, să vestim nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că colindele nu sunt doar un tezaur folcloric, ci sunt și un tezaur teologic,
în ele este cuprinsă o gamă largă de învățături ale bisericii noastre și ale creștinismului în general. Am putea spune că colindele reprezintă vestirea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos în graiul popular. Cele mai multe dintre colinde au autori necunoscuți, mai ales cele vechi, au autori necunoscuți. Ele au fost preluate din generație în generație și copiii, dar și vârstnicii, pentru că colindele nu au vârstă și obiceiul de a colinda înseamnă a merge undeva, a te deplasa, a colinda nu doar într-un loc precis, ci a merge și a deplasa din casă în casă să vestești acest mare tezaur de credință care sunt colindele noastre creștinești. Iată că de 2000 de ani creștinii tot colindă și vestesc nașterea lui Iisus Hristos. Așa este și noi, de fapt, la marele sărbători ale bisericii nu comemorăm ceva, ci suntem prezenți ca la acel eveniment. Practic, actualizăm și suntem, știți cum spune foarte frumos colinda, azi cu strămoșii cânt în gând colindul sfânt și bun, tot moș era și în vremea lor bătrânul Moș Crăciun. Deci noi, practic, suntem prezenți cu păstorii, cu îngerii, cu magii la momentul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Și pentru că se apropie Crăciunul, această veste minunată pentru toată creștinătatea, un mesaj pentru cei care ne urmăresc și vine și anul nou. Îl așteptăm cu emoție și cu bucurie, un mesaj pentru toți cei care vă cunosc și pentru băcăuani în general. Să-și pună încrederea în Hristos, cel născut acum în Iesle Betleemului, pentru că fără Hristos și fără credința în El nu avem prea mult rost în această lume. Să mulțumească lui Dumnezeu că am trecut, iată, într-un an de boală în continuare și de pandemie, într-un an de conflicte, într-un an de războaie, și să nu uite mesajul pe care l-au auzit păstorii și îngerii, slavă întâi Iisus Dumnezeu, pace între oameni, bunăvoire, de la Betleem, din momentul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.